Dacă în unele localități din județ au fost înregistrate contestații cu privire la candidaturile depuse pentru alegerile locale, la nivelul municipiului nu au fost depuse contestații. Asta atât în ceea ce privește candidaturile pentru primăria municipiului, cât și pentru Consiliul Local Municipal sau pentru Consiliul Județean. Până la acest moment nu ne-a comunicat nimeni că ar fi fost depusă vreo contestație. La noi trebuie, la, după lege, la Tribunalul Giurgiu. Dar despre noi, despre Biroul Electoral Județean, până în acest moment nu avem nicio informație că au fost depuse contestații. La nivelul circunscripției numărul 1, la noi pe municipiu, nu am primit nicio informație de acest gen, că ar fi fost ceva contestații. Oricum, mâine ar cam rămâne definitive candidaturile, astfel încât dacă până mâine nu primim nimic, din punctul nostru de vedere, o să rămână definitive candidaturile așa cum le-am acceptat noi ca și înregistrare în prima fază. Pentru funcția de primar al municipiului au fost depuse în total 10 candidaturi, din care 2 candidaturi sunt depuse ca și candidat independent. Pentru Consiliul Local au fost depuse 9 liste de candidați, iar pentru Consiliul Județean 8 liste.